O bucată uriașă de gheață s-a desprins din cea mai mare calotă glaciară rămasă în Arctica. Este vorba de porțiunea 79N, aflată în nord-estul Groenlandei. Bucata desprinsă acoperă în jur de 110 km pătrați, iar imaginile prin satelit arată că s-a spart în mai multe bucăți mici. Evenimentul reprezintă o dovadă în plus care arată rapiditatea cu care au loc schimbările climatice în Groenlanda, au spus oamenii de știință. Atmosfera din această regiune s-a încălzit cu aproape 3 grade Celsius, începând cu 1989, iar în 2019 și 2020, vara a înregistrat temperaturi record, au atras atenția cercetătorii polari din zonă. Porțiunea 79N are în jur de 80 de kilometri lungime și 20 de kilometri lățime, o parte fiind spartă încă din 2019, anume ghețarul Spalte. Căldura din acest an și-a spus cuvântul, iar ghețarul a ajuns acum o flotă de iceberguri. Imaginile surprinse de sateliți au arătat și apa topită de pe suprafața calotei glaciare. Prezența acestei ape este deseori o problemă pentru platformele de gheață. Dacă apa umple crevasele, acestea se pot deschide. Apa pune presiune pe fisuri, astfel împingându-le până la baza calotei, procesul fiind cunoscut drept fracturare hidraulică. Acest lucru duce la slăbirea calotei glaciare. Oceanografii au documentat temperaturi mai ridicate ale mării, ceea ce înseamnă că formațiunea de gheață este topită și pe dedesubt.